Un program oferit de Intercontinental ATN Palace Bucharest. Nu e o geantă, este Kelly. Milionari din toată lumea și diverse celebrități poartă pe braț geanta Kelly, un simbol al luxului, obiect de colecție care surprinde valoarea de neegalat a iscusiților artizani francezi din atelierele Hermès la începutul anilor 50, în timpul filmărilor pentru pelicula To Catch a Thief", în regia lui Alfred Hitchcock, actrița Grace Kelly a primit ca parte din garderoba personajului său geanta sacă de peș de la Hermes. Grace a fost atât de impresionată de geantă, încât la sfârșitul filmărilor nu a mai returnat-o. Peste doar câțiva ani, actrița devenită prințesa Grace de Monaco nu a vrut să-și facă cunoscută sarcina imediat iar iubita ei geantă a ajutat-o să o ascundă de ochii paparaților. Imaginea prințesei cu iconica geantă Saca de Peș, publicată pe coperta revistei Life, a strânit admirația fashionistelor din întreaga lume. Astfel, brandul Hermes a înregistrat o cerere mare din partea admiratoarelor care doreau geanta lui Kelly. Astfel, în 1977, Hermes a dat genții numele celei care a făcut-o celebră și a renunțat la denumirea originală. Saca de peș a devenit oficial Gianta Kelly. Acest articol din piele este rezultatul maestriei unui singur artizan, care asamblează cu grijă și precizie 36 de piese. Sunt necesare între 18 și 24 de ore pentru a produce un exemplar, în funcție de dimensiunea acestuia. Geanta Kiel este disponibilă ca dimensiune în 8 variante. Și în prezent, cererea este mai mare decât oferta, motiv pentru care trebuie să aștepți chiar și ani pentru a intra în posesia agenții. Asta după ce în prealabil cheltui mii de dolari pe alte produse ale brandului și îți construiești o relație apropiată cu consilierii care te pot pune pe lista de așteptare. Pentru că nu este o geantă, e Kelly. Un program oferit de Intercontinental ATN Palace Bucharest.